Seceta creează probleme nu doar în agricultură, ci și în traficul navigabil de pe Dunăre. În ultima perioadă, cotele fluviului au continuat să scadă, provocând adevărate probleme în zona județului Giurgiu. Cota Giurgiu astăzi este -31+2. Navigația se desfășoară cu foarte mare greutate. Sunt câteva puncte critice chiar sus de Giurgiu, la Pietrișul, kilometru 522, unde se navigă cu una, două barje, se fac din nou convoie, se formează. Pescajele navelor sunt foarte... Pescajele de trecere sunt foarte mici, 1,70, 1,80. Pasele de trecere, de asemenea, sunt foarte înguste, între 80-100 de metri. Sunt foarte multe nave staționate mai sus de portul Giurgiu, care, datorită pescajelor mari pe care le au, nu pot trece pescajele 2-2-20. Și în această situație, navigația se desfășoară foarte, foarte greu. Potrivit capitanului Ion Neacșu, tendința cotelor apelor Dunării este în continuare în scădere și așa va fi pe o perioadă îndelungată. Având în vedere această situație în portul Giurgiu, încărcările și descărcările se desfășoară cu dificultate. Probleme sunt și pe canalul Plantelor, unde din cauza adâncimilor de la intrare în canal, navele cu cereale și combustibil nu mai pot opera. În bazinul Plantelor se navighează cu un pescaj foarte mic, cu o înălțime de până la 1,70. Dacă apele continuă să scadă, o bună înătățire în portul Giurgiu nu va fi prea curând. Cel mai mult de suferit din cauza acestor scăderi ale cotelor apelor o are sezonul turistic. Navele de pasageri de croazieră care în mod normal în cursul acestor luni erau în jur de 30, 40, 50 chiar de nave de croazieră acostate în portul Giurgiu. În această perioadă rar mai acostează una, două, trei nave pe lună. Au acostat pe lună, una, două, trei nave. Navele opresc la turnul Măgurele și după care fac retur pentru că nu pot trece de portul Zimicea, kilometru 588, ruta Belene. Din cauza nivelului scăzut al apei, au de suferit și cei care ies să se plimbe cu ambarcațiunile pe fluviu. Necunoscând situația, viața multora este în pericol. Profit de această ocazie pentru a atenționa conducătorii de ambarcațiuni de agrement, care desfășoară activități de agrement nautic în zona Giurgiu aici, că datorită apelor scăzute există posibilitatea de eșuări, de loviri de bușteni, de puneri pe uscat, iar la viteze mari este foarte riscant atât pentru embarcațiune cât și pentru pasageri. Vă rugăm prudență maximă în această situație. Riscul de eșuări și loviri de bușteni predomină pe tot sectorul Dunării. Capitanul specialist Ion Neacșu spune că toți cei care văd semnalele costiere existente pe malurile apei să nu le ia în considerare, ci să acorde o atenție sporită și să luați toate măsurile pe care le considerați necesare în vederea evitării producerii evenimentelor neplăcute atât pentru ambarcațiune cât și pentru viața dumneavoastră.